Salutare tuturor și bine v-am regăsit la unul dintre acele review-uri destul de nișate pentru cei care sunt pasionați de muzică, în mișcare, dar mai ales pentru cei care își permit prețul piperat a unei perechi de căști care vor anula zgomotul de fond, mai ales în avioane. Acestea sunt Sennheiser PXC 550 și o să spunem din start un concurent care încearcă să aducă Sennheiser acolo sus lângă Bose Quiet Comfort 35 pe care l-am testat deja și l-am recomandat ca fiind prima noastră opțiune. Mai trebuie menționate pe scurt și Sony MDR 1000X care au și ele noi cancel, cancellation sau noi cancelling de foarte bună calitate, însă între cele trei să vedem pe care o alegem până la sfârșitul review -ului. Eu le-am lăsat, mi-am lăsat timp pentru aceste căști, astfel încât să le pot lua cu mine la măcar un zbor. Și între timp am zburat cu ele deja de vreo 3 ori. Și pot să vă spun dinainte să le desfac că sunt o surpriză plăcută. Pentru că, sincer, nu mă așteptam ca Sennheiser să vină atât de sus la acest capitol. Vă spun îndată de ce. Așa arată cutia. Așa vin într-o cutie premium, evident, de pe care te interesează faptul că zice că sunt așa collapsible, adică o să încapă în bagaj, ca o tehnologie noise guard, în limba română sună foarte aproape de realitate, Guard uh, și că bateria ține 30 de ore și este reîncărcabilă. Asta e iarăși o veste bună și chiar ține că am verificat garanția 2 ani, mai ales în europeană și comenzile pe care, o să, cu care o să ne jucăm, conținutul pachetului, câteva dintre specificații, inclusiv în toate limbile în afară de limba română din Europa, dar așa. Însă, sunt câteva lucruri interesante aici pe care o să le încercăm. Cât de negru? La interior, în cutie, vei descoperi căștile într-o husă portabilă pentru transport. Căștile acestea au nevoie de astfel de husă pentru că, dacă vei călători, cu siguranță ai nevoie de una să le protejezi atunci când nu le folosești. Iar spațiul pe care îl ocupă e important să fie cât mai mic. Cutia este suficient de mare, dar husa. Aceasta, credeți-mă, devine importantă mai ales când călătorești pentru zboruri scurte. Adică, dacă te duci pentru un weekend undeva, vrei să-i ții doar un troller sau doar un rucsac. Eu încerc să-mi fac bagaje cât mai compacte. Și o astfel de husă se apropie de nevoile mele. Se apropie. Cu toate acestea, descoper tot mai des tendința de a lua o pereche de căști cu fir sau cu wireless around the neck, ca să zic așa și care se duc la ureche, cum sunt acele quiet control de la Bose uh, și acelea sunt și mai portabile și cu se poate dormi în avion. Dacă ești genul care nu dorme însă în avion, căștile acestea sunt o idee mai bună și sunt mai portabile atunci când nu le folosești. Dar dacă dormi în avion, nici cele de la Bose, nici cele de la Sennheiser care arată așa, adică care au cupe peste ureche, around the ear, nu sunt o idee bună, pentru că oate ce le atingi când ai cu capul așa pe scaun, dacă să dormi în toate pozițiile. Deci am mai descoperit eu o soluție de dormit în avion, îți pui o pernă în jurul gâtului și dormi așa cu capul aproape în barbă, dar să ți țină perna aia este un pont pentru cei care călătoresc foarte mult și care reușesc, vă spuneam, să doarmă în avion. În interior, hai să vedem repede ce este în buzunarul acesta. Îmi place că Sennheiser au pus toate cablurile necesare și chiar niște adaptoare în plus. Am un adaptor de la jack mare la jack mic, un adaptor pentru avioanele ceva mai vechi, acesta cu două, pe care le poți ține aici Uh, un loc bine gândit, un cablu USB, micro USB, căștile poți reîncărcate de la un laptop sau de la un încărcător de telefon și un cablu, un cablu adaptor cu o mufă de genul ăsta, jack de 3,5 și cu una de 2,5, uh, ceva de genul ăsta, foarte, foarte mică. Ideea e următoarea. Asta este uh, mufa pe care o să în telefon, spre exemplu, și asta ajunge în căști atunci când vrei să le folosești cablate, dacă nu vrei să te folosești de Bluetooth și pentru care mai multe striații de genul ăsta înseamnă că poate da și comenzi de de pe fir. Așadar, avem comenzi pe fir aici însă microfonul, din câte știu eu, nu este pe fir. ăsta. Aba, da, uite, în varianta asta este microfon pe fir. Așadar, căștile poți folosi și ca, și ca niște căști clasice și asta este o veste bună, pentru că sunt situații în care uh, sunt echipamente care nu au neapărat Bluetooth sau poate nu vrei să auzi prin muzica prin Bluetooth, prin cablu se va auzi bine, însă aceste căști vin cu un Bluetooth de generație mai nouă și fac un transfer de sunet de bună calitate. Dacă mă uit eu cu atenție pe cutie și la specificații, sper că și zice asta undeva, Aptx. True Hi-Fi prin APTX. Nu este APTX HD, dar este un APTX. Asta înseamnă că este un Bluetooth 4.2 în zona aia. Bun, căștile vin folded, adică vin împăturite, întoarse cumva în poziție și ce am apreciat la Sennheiser este că în cutie poți să vezi exact poziția corectă în care să-l așezi. Cutia este atât de neagră încât este greu să vă arăt, dar vedeți conturul, uite cam așa, în poziția să se vede, se vede conturul căștilor, iar bucățica asta de microfibră va separa cupele între ele, astfel încât să nu se atingă în timpul transportului, pentru că în cea mai mare parte a timpului, căștile acestea vor fi transportate, evident, așa. Bun. Așa vin căștile, în varianta asta dacă ai o husă, le poți face și mai compacte, deși nu te încurajezi pentru că se vor atinge aici și vor rezista. Ele sunt făcute să reziste, sunt făcute într-un policarbonat de foarte bună calitate, cu câteva elemente metalice, spre exemplu această bandă care vine deasupra capului este metalică și pe partea asta la altă la fel, însă nu se văd firele, iar partea aceasta care vine pe cap este foarte moale. Toți cei care le-au încercat și chiar și eu pot să vă confirm, cupele și această bandă care vine deasupra capului e dintr-un material foarte moale și confortabil. E important lucru acesta mai ales la zboruri lungi și foarte lungi. Mă refer la cele mai lungi de o oră, două, pe patru ore sau șase ore sau opt ore. La un zbor lung peste ocean, acestea vor fi la fel de confortabile ca o pereche de bose. Poftim, am spus-o. au egalat măcar la capitolul confort. Și confortul vine din faptul că uh, banda aceasta are elasticitatea corectă, cât să țină apăsate cupele pe ureche, dar fără să te jeneze, iar zonele de contact cu pielea sunt acestea și cu capul sus aceasta. Adică în utilizarea asta le reglezi, fără să te apese prea tare pe cap și în momentul acesta căștile se potrivesc mănușă pe cap. Sunt cât se poate de confortabile și chiar fără noi cancelling activat, deja izolează foarte bine față de exterior. Așadar, cupele, zona aceasta, este suficient de moale astfel încât să se muleze pe cap și să, nu lase și să nu lase să intre zgomot. Asta este prima barieră față de zgomot. Căștile acestea își doresc în primul rând, așadar, să fie confortabile și să anuleze zgomotul de fond um, din jurul tău, mai ales cel care te deranjează, adică cel sunetul de motor sau zumzetul din jurul tău. Pot fi folosite cu succes însă și la birou pentru că au diferite niveluri în care poți să atenuezi zgomotul de fond și să prioritizezi sau nu vocile ca să auzi ce se întâmplă în jurul tău. O să vorbim despre astea în dată. O altă chestie care mi se pare isteață, felul în care au abordat partea de on-off. La cupa dreaptă o să descoperi un buton ascuns. În momentul în care întorci cupa, în poziția de ascultare, căștile pornesc automat. Ia, uite că cred că poți să le fac să le și auzi. s-a oprit. Iar vocea, evident, poate fi customizată. Așadar, casca dreaptă, punerea în poziție, recunoaște momentul când uh, începe ascultarea și vor porni automat. Mai puține butoane de apăsat. Cu toate acestea, pe cupe vei mai descoperi câteva butoane. Avem un buton aici pentru mai multe preseturi pentru audiție muzicală sau pentru prioritizarea vocii. Iar butonul acesta care are zero 1 și 2 sunt treptele de agresivitate, să zicem, a anulării zgomotului de fond. Eu le folosesc pe 2 pentru că acolo sunt cât se poate de eficiente, pe 0 se vor comporta ca o pereche de căști, să zicem, obișnuite. Din punct de vedere al calității audio, PXC550 vine evident de la Sennheiser și a trebuit să aibă un sunet foarte bun. Și îl au. Se aud excelent, muzica se aude bine, este clară, basul nu este exagerat, dar este precis, mediile sunt bune și nu exagerează, iar în altele sunt suficiente. Însă, în momentul în care prioritizează partea de medii pentru vocile din exterior, s-ar putea să auzi un pic de brum și să fie deranjant mai ales pe zona de joase se întâmplă lucrul ăsta, iar în altele vor deveni o idee agresive. Cu toate astea, muzica se aude bine în oricare dintre situații și pe mine mă interesează ca muzica se aude cel mai bine cu noi cancelling ul dat la maximum. Când vrei să atenuezi tot zgomotul de fond, motoarele de avion, spre exemplu, muzica poate avea de suferit, pentru că, practic, în cască se trimite o frecvență joasă inversă sunetul pe dos al motorului de avion, astfel încât el să fie anulat. Și se creează și o diferență ușoară de presiune în căști față de ce se întâmplă în exterior. Ideea e că dacă folosești astfel de căști cu atenuarea zgomotului de fond și nu este prea mult zgomot de fond în jurul tău, o să ai o senzație ciudată și nu sunt tot mai confortabile. Poate că în astfel de situații este o idee mai bună să rămâi pe 1 sau pe 0. 2 doar pentru avion celelalte mufe care ne interesează, micro USB pentru încărcare, bateria ține 30 de ore de audiție la un volum decent și se pot auzi și destul de tare dacă asta îți dorești, dar fără să devină uh, exagerat și rămân clare până acolo sus, iar aici este conectorul pentru cablu. Bun, hai să vă explic un pic totuși cum vine și partea de utilizare. Pentru a le utiliza cât mai eficient, Sennheiser recomandă să instalezi o aplicație. Cum crezi că se poate chema aplicația? CapTune nu Sennheiser, nu pe ICI 550 Keptune Și Keptune arată cam așa. Aplicația însă este utilă, nu am nimic de reproșat. În interiorul aplicației și doar acolo poți să afli nivelul de baterie și nivelul de eficiență al noise cancellation-ului. Adică dacă dau pe 2, pardon, pe 0, pe 0 noise guard este pe off și nu anulează zgomotul de fond, le vei folosi ca niște căști muzicale, pur și simplu, pe 1 este la 50%, pe 2 este la maximum. Efectele pe care le poți controla de aici, apăsând pe butonul acesta cu o notă muzicală pe el, va schimba aici în effect, effect mode, în Movie și și confirmă audio că în momentul ăsta favorizează vocile. Dacă, auzi, dacă asculti, spre exemplu, un podcast, eu prefer să le păstrez pe efect mode off. Vreau să las muzica așa cum vine din sursa audio din telefon. Call Enhancement optimizează sunetul pentru apeluri. Am experimentat apelurile telefonice prin aceste căști într-un mediu zgomotos și nu a fost nevoie să vorbesc nici tare, iar cel care vorbeam nu mi s-a plâns că nu m-ar auzi bine și asta apreciez, iar acest smart pose e o chestie foarte interesantă. În momentul în care asculți muzică, Căștile detectează dacă le utilizezi sau nu prin diferența de presiune din cupă, ceva de felul ăsta. Nu știu exact toate detaliile tehnice, însă am observat că în avion, spre exemplu, dacă le scoteam puțin sau dacă cineva mă întreabă ceva și le scos pentru o secundă, se oprește muzica. Așa hai să și încercăm lucrul ăsta. Uite, o să dau drumul la niște muzică. L-am scos de pe cap, a pus pauză automat. Le-am pus la loc și au repornit automat. Și asta este foarte tare. Și cu un astfel de playlist poți să-i pești. În cele mai multe situații, acest smart pose, care este foarte tare, pe care n-am întâlnit-o spre exemplu la Bose, funcționează. Mai are însă mici probleme când miști capul uneori și se mai întrerupe. Alte lucruri pe care poți să le mai faci din aplicație, hai să mai vedem, să schimbăm, eu am stat o pe negru, iar din interfață, dacă dau drumul la totuși la muzică, e să dau totuși să cânte aici. A, ah, fii atent, are și player muzical, deci cu CapTune pot să-mi cânt muzica locală, dacă am ceva pe, pe device și -o voi vedea aici, voi putea să controlezi partea de egalizare, pe care altfel eu vreau flat, așa cum vă spuneam, și aici vă dau multe informații despre noise guard. A, ah, ce tare. Dacă trec pe 1, poziția de la Noise Guard, adică de la Noise Cancellation, în loc de 50% poți alege exact cât de mult să atenueze zgomotul de fond. Așadar, dacă îți știi gusturile foarte bine, ăsta este un loc potrivit unde să îți setezi exact cât să se audă și cât să nu se audă mediul din jurul tău. O altă chestie care ne interesează sunt gesturile. Hai să ne jucăm cu gesturile. Cupa dreaptă este responsabilă pentru gesturi. Printr-o atingere pot să dau play sau pauză. Printr-o atingere pot să primesc sau să închid apeluri sau să dau play sau pauză la muzică. Clasic ca pe o comandă pe fir. Dacă vreau să schimb piesa slide înainte, slide-ul trebuie să facă din afara cupei, așadar dacă vreau să schimb piesa, slide din afara cupei și... Hai să și fac eu ca să se vadă mai bine așa în poziția asta. Și dacă vreau să dau înapoi, volumul îl pot controla printr-un swipe în sus sau în jos. Și prin Bluetooth va controla direct nivelul de volum din telefon. Așadar nu există o diferență între setarea volumului de pe căști și cel de pe telefon. Controlezi într-un singur loc. Și chiar îți dă o confirmare audio atunci când faci schimbarea. Ce mai important de menționat, pe cupa stângă avem și NFC pentru împerechire rapidă și în momentul acesta am conectat căștile la două device-uri simultan. Asta te va ajuta în viața de zi cu zi ca să poți folosi căștile fie cu laptopul sau fie cu telefonul, dar le ai conectate în același timp când cel care a pornit cel mai recent. La capitolul microfoane trebuie să știi că există patru microfoane responsabile pentru noise cancellation, însă cel care te interesează pentru voce este acesta atunci când faci apeluri, așadar căștile așa și vocea este luată așa, iar căștile prin sistemul lor inteligent de microfoane vor selecta vocea și nu zgomotul de fond și pentru apelare. Și asta este din nou o chestie bună. La final ar trebui să luăm o decizie. Față de prețul normal de 1800 de lei, chiar și la 1500, de lei pe avestor.ro de la care le-am primit în teste. Aceste căști sunt uh, o idee interesantă și se bat acolo sus cu cele de la Bose, așa cum am spus, pentru calitatea audio le-aș alege oricând și pentru flexibilitatea asta în a alege nivelul de anulare a zgomotului de fond. Însă, singurul cu care mă ține pe loc este designul. Designul este subiectiv, cu toți avem păreri diferite față de toate produsele din punct de vedere al aspectului, dar forma asta pentru mine nu este cea mai sexy. Și e prea puțin să zici că este singurul criteriu de selecție. Cei de la Sennheiser au pus tot ce știu ei mai bun pe partea de mobilitate în aceste căști și le-a ieșit. Sunt niște căști extraordinare față de ce au mai făcut până acum. Sunt foarte, foarte bune. Singura opțiune serioasă de altfel atunci când îți alegi o cască uh, pentru a zbura, să zicem, cu avionul și să auzi și muzică de calitate. Acestea sunt poate cele mai bune poate cele mai bune. Nu sunt 100% decis între cele două, sunt însă pregătit să le testez în anduranță o vreme și să vă anunț puțin mai încolo. În momentul ăsta, în fața celor de la Bose, acestea arată, poate să zicem, o idee prea elegante. Dar dacă ești un consumator care ar mai degrabă o chestie mai de business, mai stil, hai să zicem că astea sunt suficient de frumoase și știu că e important să arate și bine. Ies un pic în evidență, încearcă să pară direct din prima clasice. Elementele astea metalice, banda asta, semnătura așa la Sennheiser și forma asta a cupelor atipică. Însă este un pic lunguiață și nu este proporțională. Pentru mine, cele de la Bose arată mai bine, dar acestea sunt mai permisive, mai multe setări și asta le face interesante. Le poți customiza după bunul tău plac, dar dacă vrei pur și simplu o pereche de căști bune, sigure, verificate, care fac o chestie și bine, acelea sunt cele de la Bose. Așadar, e o chestie pentru diferite opțiuni. Însă, nu există două urechi identice, de aceea te încurajez să încerci o astfel de pereche de căști înainte să le cumperi. Sunt o investiție importantă și le vei folosi ani de zile. Genul acestei căști sunt făcute să reziste și să le folosești ani la rând, până când vine probabil următoarea versiune. Însă, și unii și alții, și Bose și Sennheiser, lansează suficient de rar încât să te bucuri măcar vreo câțiva ani de ce au ei mai bun la acest capitol. Așadar, acestea sunt Sennheiser, PXC 550, află mai multe despre ele și în articolul de pe blog unde aștept și comentariile tale. Sunt tare curios dacă ai alege una sau alta și de ce. Spune-ne acolo, nu uita să dai un like, un share și un subscribe și până la ta viitoare îți urez doar zboruri liniștite. Numai bine!